Salutare! Deci am hotărât în ultima zi frumoasă din luna aceasta să merg către Poiană, să vedem dacă e ceva interesant. În direcția aia mergem. Mă rog, acum nu se mai vede așa bine. Și ne vedem mai încolo. Deci asta e direcția în care mergem. Cam asta se vede. În față se vede tâmpa. Noi o să mergem un pic cumva în partea asta, e Poiana. Traversăm acum această minunată trecere de pietoni ca să ajungem în livada poștei. Asta e pentru cei care nu cunosc Brașovul. Pauză, așa. Și în curând ne vom urca în autobuz. Aici avem parcul central și în față în continuare tâmpa. Mergem înainte către autobuz. Este autobuzul pe care tocmai l-am pierdut, dar n-are nimic. Ne întoarcem cu următorul. Mai e unul, nicio problemă. Ajungem acum în stația de autobuze. Da. Deci asta e autobuzul pe care ar trebui să-l luăm. Oare e bună? Nu e nea, să te rogi. Hai, în auto. Da. Da, suntem în autobuz și așteptăm să plece. Între timp vă arată o priveliște. E super senin și super sticlă. Așa am început să urcăm și eu merg cu spatele și mai am amețeala. Dar nu contează, e fain afară. Doamna din față mă întreabă dacă vreau să schimb și a zis că nu. Că nu sunt babă. Mă rog, ne mai vedem sus. Mamă, ce am. Da, să mai vedem un pic din oraș. Hai să vedem, dacă e delimitată ceață. Doi. Și acum un loc an. Da. Și acum că tot am ajuns și totul e bine, să-mi pun masca, să iau niște aer curat și îmi pun masca. Sper să mă țină până când nu știu unde o să ajung și ce o să fac. În principiu, ideea e să mă relaxez, să văd culorile toamnei și să o nebunesc pe vecina mea de filmările mele. Hai, pa! Mergem prin pădurice unde putem să respirăm niște aer curat, bineînțeles, foarte curat. Adică cam așa se face. Să mai țină un pic, un pic. Oricum sunt singur aici, deci nu e nimeni. Nu deranjez numai veverițele. Dar totuși pentru toată lumea. O mică excursie prin Poiana noastră, cea minunată. Se construiește cam mult pe aici, din păcate. N-a mai fost de mult, dar se construiește mult. Mă duc cu schiurile. Am uitat să vă zic că eu astăzi sărbătoresc Crăciunul. Mi-am luat și pulovărul meu de Crăciun. Dar în același timp vreau să vă arăt că mă duc cu schiurile. Că nu știu dacă o să ne lase ăștia să schiem de Crăciun.
Dacă vă interesează, prețul este de 70 de lei. Sunt două persoane, dus întors. No, acum voi vedea eu întors cu schiul sau cu ăsta. Nu știu exact cum se procedează, dar vedem. Da, da. Deci am reușit să urcăm într-o micuță din asta. Trebuie să stau jos. Mi s-a spus că stai jos, stai jos. Stai jos, că ia, să vedem acum. Dar ești tu cu fața, sau cum vrei tu? Eu m-am pus să echilibrăm. Ah, da, hai dreptate. Te mai mici mult? Stai că plec viteză. Și acum o să fie o senzație... O să fie o senzație un pic nasoană. Pentru că urcăm, dar e super fain. Ce tare e. Ce drăguț e. Hello! Hello! Bună ziua! De aici putem vedea în sfârșit. Mamă, dar ce multe sunt! Sunt foarte multe și... E foarte interesantă senzația. Ce tare! E foarte drăguț. N-am mai fost de foarte, foarte, foarte mult timp. De fapt, cred că am urcat numai cu... Asta e prima dată când urc cu telegondola. Da, e, chiar e plăcut. E o atmosferă foarte plăcută. E liniște aici și bine. E frumos. Ce tare. De aici o să scot și niște poze pentru tine. Vai, ce mișto. Ia cum se vede. Foarte fain. E frumos. E foarte frumos. Dar ce liniște e aici. Da. Și uite, oamenii mai urcă pe potecă. E frumos. Nu m-au văzut că le fac cu mâna. Da, să nu pierdem biletele. E foarte drăguț, uite, aici o să mai fie un hop, am impresia. Da. Dar nu prea se simt. Mi s-a făcut de nu prea. Sau n-au fost? Nu, n-a fost. Acum ai primul hop, s-ar putea pe ăsta să-l simțim. Da, la telecabină se simte mult mai tare. Da, e mai mare, mai... Ce da, e frumos. Super fain. Da, e chiar foarte ce frumos. Multe sunt! Ce tare! Da. Chiar e frumos, frumos. No, ne vedem sus. Deci am ajuns. Bine, mai aveam de mers. Îmi dau și ăsta jos. Mă, așa că nu mai pot. Simt nevoia de aer. Cam asta e priveliștea. E foarte fain. În spatele meu se vede mai bine. Hai acolo dincolo că se vede fain. Cică, hai acolo dincolo că se vede fain. Adică imediat vă arăt unde dincolo. Da, stop cadru. Vreau doar să se vadă cât de frumos este. În față se văd bucegii. Și în spate se vede Raluca. Și în laterală se vede vecina, care își pune prosopel. Un prosopel. Așa se face. Îți pui un prosopel. Pentru că în a doua zi de Crăciun poți să stai la plajă. Liniștit. Și acum eu o să-mi dau jos chitara din cărcă și o să încerc să cânt ceva, ok? See you later! Doamnelor și domnilor, nu am inspirație în această zi frumoasă de Crăciun. Vedeți? Nu vă arăt țâțele, vă arăt omuleții. Și da, eu am sărbătorit Crăciunul. Ce să zic? Da, l-am sărbătorit. În ultima săptămână am fost la cumpărături, mi-am luat cadouri, am ascultat colinde de Crăciun, dar nu că am vrut eu, așa era în magazine. Toate magazinele sunt pline de Crăciun. La
televizor numai filme de Crăciun, deci le-am văzut pe toate. Și acum m-am și îmbrăcat festiv, nu de alta, dar măcar să petrec Crăciunul în libertate. Hai, pa!